Sfântul Ioan Gură de Aur, căile pocăinței. Ești păcătos? Nu deznădăjdui. Intră în biserică pentru pocăință. Ai păcătuit? Spune-i lui Dumnezeu, am păcătuit. E chiar atât de greu să-ți mărturisești păcatul? Dar dacă nu te osândești singur pe tine, îl vei avea osânditor pe diavol. Gândește-te și răpește această lucrare. Căci adevărat, lucrarea lui este să osândească. Grăbește și stinge păcatul, căci ai osânditor care nu poate să tacă. Dacă ai păcătuit, nu-ți cer nimic altceva decât aceasta. Intră în biserică și spune-i cu pocăință lui Dumnezeu în fața duhovnicului, am păcătuit, fiindcă este scris, mărturisește-ți păcatul pentru a fi iertat. Nu e nevoie pentru aceasta nici de eforturi, nici de multe vorbe, nici de cheltuieli sau ceva asemănător. Un cuvânt doar, am păcătuit. Și de unde știu, mă vei întreba, dacă mărturisesc păcatul, acesta va fi șters? Îți răspund. În Scriptură îl vei găsi atât pe cel care l-a mărturisit și a fost șters, cât și pe cel care nu l-a mărturisit și a fost osândit. Cain l-a ucis pe fratele său din invidie. Unde este Abel, fratele tău? L-a întrebat după aceea Dumnezeu. Și l-a întrebat nu pentru că acela care le cunoaște pe toate nu știe aceasta, ci pentru că voia să-l conducă pe ucigaș la pocăință. Însă Cain a răspuns, nu știu, nu cumva sunt eu paznicul fratelui meu? Fie, nu ești paznic, dar de ce însă ai devenit ucigaș? Nu l-ai păzit, de ce însă l-ai omorât? Cum îndrăznești să vorbești așa? Glasul sângelui fratelui tău strigă spre mine din pământ, a zis atunci Dumnezeu. Și l-a pedepsit imediat, nu atât pentru crimă, cât pentru necuvința lui, căci Dumnezeu nu-l scârbește atât de mult pe cel care păcătuiește, cât pe cel care este necuvincios. Așadar, dacă Cain, cu toate că mai târziu s-a căit, n-a mărturisit el primul păcatul pe care l-a săvârșit, de aceea nu și-a aflat iertare. Pedeapsa lui a fost grea. Rătăcitori vei fi și fugari pe pământ. Dumnezeu nu i-a luat viața pentru că adevărul să nu fie uitat, ci a făcut din el lege ca să-l citească toți oamenii care vor veni după el și în felul acesta nenorocirea lui să devină pentru alții pricină de filozofie. Și rătăcea Cain ca o lege vie, ca un stâlp umblător, tăcut, mai răsunător ca o trâmbiță. Nimeni să nu facă ce am făcut eu, ca să nu pățească la fel, rostește în Scriptură. A fost pedepsit pentru necuvința sa, a fost osândit, întrucât nu și-a mărturisit păcatul. Dacă îl mărturisea, ar fi fost iertat. Așadar, prima cale a pocăinții și a iertării păcatelor este mărturisirea. Și pentru a te încredința că așa este, privește cum altul, mărturisindu-și păcatul, i s-a șters. Prorocul și împăratul David a căzut într-un păcat îndoit al adulterului și crimei. A văzut, spune Scriptura, o femeie frumoasă care se îmbăia. A dorit-o puternic și în continuare a păcătuit cu ea. Astfel, un proroc a căzut în adulter, un mărgăritar a căzut în noroi, dar nu pricepuse încă păcatul său. Atât de mult îl întunecase patima, că sufletul este pentru trup, ceea ce este cărăușul pentru cal. S-a îmbătat cărăușul și carul înaintează în dezordine. S-a întunecat sufletul de patimă și trupul se tăvălește prin mocirlă. Ce a făcut așa dar David? A săvârșit adulter. Nu-și dădea însă seama de rău pe care l-a făptuit, deși se afla aproape la bătrânețe.
bătrânețile firește nu sunt de folos celui nesârguincios și nesocotitor, și nici tinerețea nu-l poate vătăma pe cel ce are râmnă pentru virtute. Căci moralitatea nu este plăzmuită de vârstă, ci este izbânda voinței. Dovadă pentru aceasta este neîndoielnic prorocul Daniel, care la vârsta de 12 ani era deja judecător, iar acei judecători bătrâni, la o vârstă atât de înaintată, voiau să păcătuiască cu evlavioasa Suzana. Nici pe acela nu l-a vătămat tinerețea lui, nici lor nu le-a folosit părul alb. Și David, așadar, care a păcătuit la o vârstă destul de bătrână, nu-i dădea seama de păcatul lui, pentru că mintea era îmbătată de patima desfrâului. Iar Dumnezeu ce a făcut? I-a trimis pe prorocul Natan. Prorocul a venit la proroc. Așa li se întâmplă și doctor. Când un doctor se îmbolnăvește, are nevoie de alt doctor. La fel și aici. Un proroc a păcătuit, alt proroc a dus leacul. A venit așadar Natan, dar nu l-a certat îndată ce a intrat la el. Nici nu i-a spus: nelegiuitule și nerușinatule, care ai căzut în adulter și crimă, cum de fiind atât de cinstit de Dumnezeu, ai călcat poruncile lui? Natan n-a spus așa ceva ca să nu-l facă și mai necuvios, căci păcătosul, când îi se descoperă păcatele, este cuprins de necuvință. Ce îi spune deci? Într-o cetate erau doi oameni, unul bogat și altul sărac. Cel bogat avea multe turme și cirezi, iar cel sărac n-avea nimic, în afară de cât o mică mielușa, pe care o cumpărase și pe care o ținea și a hrănit-o și a crescut lângă el, lângă copiii lui. Din pâinea lui mânca și din paharul lui bea și la sânul lui dormea. Prin aceasta arăta cinstita legătură a bărbatului cu soția lui. La omul bogat a poposit un călător, dar el nu s-a îndurat să ia din turmele lui și din cirezile lui ca să gătească pentru călătorul care venise la el, ci a luat mielușea omului sărac și a gătit-o pentru oaspetele său. 2 Regi 12, 1 până la 4. Iar împăratul ce a răspuns? Crezând că e vorba de altcineva, s-a mâniat foarte și a spus lui Natan: vinovat de moarte este omul care a făcut aceasta. De 7 ori va plăti mielușaua. Hotărâre foarte severă. Așa sunt însă oamenii. Pe ceilalți îi osândesc lezne, cu mare severitate și asprime. Ce face atunci Natan? Nu pune multă vreme leacul alinătoare pe rană, ci după câteva clipe afundă bisturiul adânc ca să-l îndureze pe împărat. Tu ești omul care a făcut aceasta, îi spune el. Iar David răspunde imediat: am păcătuit împotriva Domnului. 2 Regi 12:13. Nu spune: cine ești tu care mă cercetezi? Cine te-a trimis să-mi vorbești cu atâta cutezanță? Cum îndrăznesc să faci așa ceva? Ci și-a dat seama de păcatul lui și a recunoscut: am păcătuit împotriva Domnului. Atunci și Natan îl încredințează: și Domnul ți-a îndepărtat păcatul. Domnul a iertat pentru că s-a osândit pe sine. I-a șters păcatul, fiindcă l-a mărturisit cu bărbăție. Așadar, mărturisirea este prima cale care duce la pocăință. Există și o altă cale, tânguirea și plângerea. Nici aceasta nu necesită osteneală. Nu-și cer să călătorești în largul mării, să ajungi pe țărmuri îndepărtate, să mergi pe jos drum lung, să cheltuiești bani, să te luți cu valurile sălbatice. Dar ce? Să plângi pentru păcat. De unde știu, mă vei întreba iarăși, că dacă plâng păcatul, îmi va fi șters? Ai și pentru aceasta dovezi din Scriptură.
Era un rege pe care îl chema Ahab, om drept. Împărăția lui însă nu era bună datorită femeii lui nelegiuite, Izabela. Ahab a vrut să ia în stăpânire via unei anume Nabot, din cetatea lui Israel, oferindu-i ca răsplată o altă vie sau bani. Dar Nabot nu i-a vândut-o pentru că era moștenire părintească. Regele de tristețe nu voia să mănânce. Atunci împărăteasa Izabela, lipsită de rușine și ticăloasă, se apropie de el și spune: De ce este sufletul turbat și nu vrei să mănânci? Scoală-te și mănâncă și fii stăpân pe tine. Eu îți voi da via lui Nabot, israeliteanul. Se apucă de și scrie o epistolă tuturor bărbaților și fruntașilor care locuiau în cetatea lui Israel, poruncindu-le: Țineți post și puneți-l pe Nabot să șadă printre fruntașii poporului. Și în preajma lui pune să șadă doi oameni netremici care să mărturisească împotriva zicând: Ai defămat pe Dumnezeu și pe rege. Regi 3, capitolul 21, versetul 9 până la 10. Ce post era acela? Post plin de fără de lege. Au vestit post ca să săvârșească crimă. Și ce s-a întâmplat după aceea? Nabot a fost ucis cu pietre. Când Izabela a aflat acest lucru, i-a spus lui Ahab: Scoală-te și pune stăpânire pe via lui Nabot, israeliteanul, cel care n-a vrut să ți-o vândă, căci Nabot nu mai e viu, ci a murit. Iar acela, deși la început i-a părut rău, după aceea s-a dus să pună stăpânire pe vie. Atunci Dumnezeu i l-a trimis pe prorocul Ilie, spunându-i: Scoală-te și te coboară să-l întâlnești pe Ahab, regele Israelului, cel din Samaria, și vei grăi către el zicând: De vreme ce tu ai ucis și ai luat în stăpânire, de aceea așa grăiește Domnul. În locul unde porcii și câinii au lins sângele lui Nabot, acolo vor linge câinii și sângele tău. Urgie trimisă de Dumnezeu, hotărâre desăvârșită, o sândă dreaptă. Și iată unde îl trimite, în vie, unde s-a făptuit crima, acolo avea loc și pedeapsa. Și când l-a văzut Ahab pe prorocul Ilie, i-a zis: Mai aflat vrăjmașule și aici? Adică sunt vinovat pentru că am păcătuit și m-ai prins. Mai aflat vrăjmașule? De ce era Ilie vrăjmașul lui Ahab? Deoarece prorocul cerceta mereu pe rege pentru faptele lui și îl certa. Te-am aflat, i-a răspuns, și a dus la cunoștință hotărârea dumnezească. Așa grăiește Domnul, ai ucis și vrei să intri în moștenire? Și să mai spui, așa zice Domnul, în locul unde au lins câinii sângele lui Nabot, acolo vor linge câinii și sângele tău. Regele a auzit și s-a tulburat și s-a căit pentru păcatul său și a dat seama de nedreptatea pe care a făcut-o, a plâns, a postit și a sfășiat veșmântul, s-a îmbrăcat în sac în semn de plângere. De aceea Dumnezeu și-a schimbat hotărârea. După ce l-a apărat pe Ilie ca să nu pățească prorocul ceea ce pățise Iona. Vă aduceți aminte ce a pățit Iona? Dumnezeu a spus: Scoală-te și du-te la Ninive, cetatea cea mare, și propovăduiește în ea. Încă 3 zile și Ninive va fi nimicită. Iona 1, 2 și 3 și 4. Iona, cunoscând iubirea de oameni lui Dumnezeu, n-a vrut să se ducă. Și ce a făcut? A încercat să scape, căci se gândea: Eu merg să propovăduiesc, Dumnezeu însă, fiind îndurător, își va schimba hotărârea și nu-i va pedepsi. Și atunci mă vor ucide ca pe un proroc mincinos. A coborât la Iope, spune Scriptura, și a aflat o corabie care mergea la Tars. Și-a plătit prețul călătoriei
și a intrat în ea. Iona, capitolul 1, versetul 3. Unde ai plecat, Iona? Te duci în alt ținut? Al Domnului este pământul și plinirea lui. Psalmul 23, versetul 1. Pe mare, dar lui este marea, el a făcut-o. În cer, dar nu l-ai auzit pe David spunând: când privești cerurile, lucrul mâinilor tale, luna și stelele pe care tu le-ai întemeiat. Cu toate acestea, teama l-a făcut să fugă. Așa credea, căci să scape cineva cu adevărat de Dumnezeu este cu neputință. Însă când mare l-a dus înapoi pe uscat, a mers la niniviteni și a propovăduit: încă 3 zile și Ninive va fi nimicită. Și când a văzut că au trecut 3 zile și nu s-a întâmplat nimic din câte a amenințat Dumnezeu, s-a rugat exprimându-și durerea: O Doamne, oare nu acestea erau cuvintele pe care eu le-am grăit pe când încă mă aflam în țara mea? Fiindcă eu știam că Tu ești milostiv și îndurat, îndelung răbdător și mult milostiv și că-ți pare rău de răutăți. Iona 4:2. Ca să nu pățească așadar Ilie ceea ce a pățit Iona, Dumnezeu i-a arătat pricina pentru care l-a iertat pe Ahab. Ai văzut cum s-a pătruns Ahab de mâhnire în fața mea? Nu în zilele lui voi aduce necazurile, ci în zilele fiului său le voi aduce. 2 Regi 21:29. E de mirare. Stăpânul se îndreptățește în fața robului. Dumnezeu se apără în fața unui om pentru ce a făcut cu alt om. Să nu crezi, îi spune, că l-am iertat fără motiv. Nu, întrucât și-a schimbat felul de viață, mi-a schimbat și o hotărâre față de el și mi-am alungat mânia. Asta nu înseamnă că tu vei fi considerat prorog mincinos, pentru că ai spus adevărul. Dacă acela nu schimba felul de viață, l-aș fi pedepsit, așa cum hotărâsem. Acum însă, după ce a plâns și s-a căit, l-am iertat. Vezi cum plângerea șterge păcatele? Ai însă și o a treia cale de pocăință. Îți pomenesc multe căi ca să-ți fac prin mulțimea lor mântuirea mai ușoară. Așadar, care este această a treia cale? Smerita cugetare. Smerește-te și vei fi plăcut înaintea lui Dumnezeu. Vei face să dispară multele tale păcate. De aceasta te încredințează Scriptura prin parabola vameșului și a fariseului. Luca, capitolul 18, versetul 10 până la 14. Au mers, zice, un fariseu și un vame la templu pentru a se ruga. Și a început fariseul să enumere una câte una virtuțile lui. Nu sunt ca ceilalți oameni, spune el, răpitori, nedrepți, adulteri sau chiar ca acest vameș. Mizerabilule și netrebnicule, ai osândit pe toată lumea. De ce l-ai rănit cu cuvântul tău aspru pe cel care se află lângă tine? Nu ți ajungea lumea întreagă? Trebuia să-l osândești și pe vameș? Pe toți ai osândit, de niciunul nu ți-a părut rău. Postez de 2 ori pe săptămână, a continuat el, și dau 10 oale din toate câștigurile. Ce vorbe de mândrie! Iar vameșul cum a răspuns? După ce l-a auzit, n-a zis: cine ești tu care vorbești în felul acesta despre mine? De unde știi cum trăiesc eu? N-ai discutat cu mine, n-ai locuit cu mine, nu m-ai cunoscut. De ce ești atât de îngânfat? De ce te lauzi? Cine încredințează despre faptele tale bune? Nimic asemenea n-a spus vameșul, ci stătea cu capul plecat, se bătea în piept și zicea: Dumnezeule, milostiv fi mie păcătosului. Astfel, prin smerita sa cugetare, a fost îndreptățit.
Fariseu a plecat din templu golit de virtute, iar vameșul plin de virtute, căci cuvintele lui a biruit lucrurile. Astfel, fariseu a fost osândit pentru mândria sa, pierzând tot ceea ce câștigase prin faptele lui. Iar vameșul s-a curățit prin smerita sa cugetare, ștergând păcatele pe care le săvârșise. În esență, desigur, n-a arătat smerită cugetare, că smerita cugetare este atunci când cineva se smerește pe sine, deși este mare în virtute. Vameșul a rostit doar adevărul, pentru că era păcătos. Și într-adevăr, cine poate fi mai rău decât vameșul, negustor al nenorocirilor celorlalți, uzurpator al ostenerilor străine, părtaș al câștigurilor altora, părtinitor faimos, legiuitor păcătos? Așadar, dacă un asemenea om a primit un dar atât de mare numai și numai pentru că a arătat smerită cugetare, cu atât mai mult un virtuos care se smerește, încât dacă mărturisești păcatul și devii smerit, vei fi iertat și devii împăcat cu Dumnezeu. Vrei acum să afli cine este smerit? Uită-te la Pavel, dascălul lumii, vasul ales, limarul liniștii, turnul nesticăcios, care cu trupul lui mărunt a cutreierat lumea ca să-l propovăduiască pe Hristos. A depus atâtea osteneli, i-a întins atâtea curse diavolului, a fost întemnițat, rănit, biciuit, a uimit lumea prin epistolele sale, a fost chemat la lucrarea lui prin glas ceresc și cu toate acestea se smerea și spunea: eu sunt cel mai mic dintre apostoli, nici nu sunt vrednic să mă numesc apostol. 1 Corinteni 15:9. Vezi pe ce treaptă de smerenie se afla? Aceasta este adevărata smerită cugetare, să se smerească cineva în toate și să se considere pe el ultimul dintre toți. Gândește-te cine era acela care spunea aceste cuvinte. Era Pavel, locuitorul cerului, stâlpul bisericilor, îngerul pământesc, omul ceresc. Smerita cugetare, deci, este o altă cale de pocăință. Smerita cugetare care l-a îndreptățit atât de ușor pe vameș și a dăruit împărăția cerurilor. Să vorbim acum despre o a patra cale. Este milostenia, împărăteasa virtuților. Mare lucru și de cinste este omul milostiv, spune Solomon. Mari sunt aripile milosteniei. Sfâșie văzduhul, trece de lună, lasă în urmă soarele și ajunge în ceruri, dar nici acolo nu stă. Trece și de ceruri, înconjoară puterile îngerești și se așează în fața tronului Dumnezeu. Află aceasta din Sfânta Scriptură, unde îngerul acela, care i s-a arătat cuviosului și milostivului sutaș Corneliu, i-a zis: rugăciunile și milostenile tale s-au suit spre pomenire înaintea lui Dumnezeu. Faptele Apostolilor 10:4. Ce înseamnă acest lucru? Că chiar dacă ai multe păcate, milostenia te apără în fața lui Dumnezeu. Nu-ți fie teamă, căci nicio putere nu îi se poate împotrivi. Ea ține în mâini un catalog și cere achitarea datoriilor. Pentru că însuși Hristos a spus: celui ce face un bine unuia dintre acești frați mici ai mei, mie mi-a făcut. Matei 25:40. Prin urmare, oricâte păcate avea, milostenia ta are mare greutate și le ține piept tuturor. N-ai citit în Evanghelie parabola celor 10 fecioare? Cele care au păzit fecioria, dar n-au avut milostenie, au rămas afară din cămara nunții. Căci
Din 10, 5 erau înțelepte și 5 fără minte. Cele înțelepte luaseră un de lemn pentru candelele lor. Cele fără de minte nu luaseră și de aceea candelele au început să li se stingă. Atunci au cerut un de lemn de la cele înțelepte. Acelea însă au răspuns: nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă și nici vouă. Matei 25:9. Nu le-au refuzat din lipsă de milă sau din răutate, ci pentru că nu mai era vreme, căci venea deja mirele, și din teamă ca nu cumva să rămână toate pe afară. De aceea le-au refuzat. Și le sfătuiesc: mai bine mergeți la cei ce vând un de lemn și cumpărați-vă. Aveau și cele neînțelepte candelele, dar nu aveau un de lemn. Candela înseamnă feciorie, un de lemnul milostenie. Și așa cum candela, dacă nu este întreținută cu un de lemn, se stinge, la fel și fecioria, dacă nu este însoțită de milostenie, își pierde valoarea. Însă, cine sunt cei care vând asemenea un de lemn? Săracii. Și cât cer pe el? Cât vrei. Prețul nu este stabilit și în felul acesta nu te poți dezvinovăți spunând că e sărac. Ai un singur bănunț? Cumpără cerul. Nu pentru că cerul este ieftin, ci pentru că Dumnezeu este iubitor de oameni. N-ai niciun bănuț? Dăruiește un par cu apă rece. Căci cel ce în nume de ucenic va da de băut numai un par cu apă rece uneia din aceștia mici, adevărat grești vouă, nu-și va pierde răsplata. Matei 10:42. Cerul este un negoț și noi suntem nesărguincioși. Dă pâine și ia rai. Dă lucruri mici și ia-le pe cele mari. Dă lucruri stricăcioase și ia-le pe cele nestricăcioase. Dacă ar exista un bazar unde ai putea să găsești multe lucruri ieftine, n-ai vinde tot ce ai, n-ai face tot ce stă în putință ca să cumperi mărfurile acelea? Așadar, cum pentru cele stricăcioase arăți atâta bunăvoință, iar pentru o marfă nepiritoare ești nesârguincioș și nepăsător, dă-le celor săraci. Și dacă tu taci în ceasul judecății, nenumăratele guri te vor apăra, căci milostenia va fi acolo și va depune mărturie pentru mântuirea ta. Nu te dezvinovăți spunând că e sărac. Văduva care l-a găzduit pe prorocul Ilie era foarte săracă, dar sărăcia n-a împiedicat-o să-l ospeteze și să-l miluiască cu ce avea ea. De aceea s-a și învrednicit să se bucure de roadele milosteniei ei. Poate că îmi vei spune: dă-mi și mie pe prorocul Ilie și îl voi găzdui. De ce îl cer pe Ilie? Ți-l dau pe stăpânul lui Ilie și tu nu-i dăruiești milostenie. Cum l-ai milostivit pe Ilie dacă l-ai întâlnit? Hristos, stăpânul tuturor, a spus limpede: întrucât ați făcut uneia din acești frați mici ai mei, mie mi-ați făcut. Matei 25:40. Gândește-te, deci, că Hristos în ziua aceea va spune despre tine în fața îngerilor și ai lumii: acesta m-a ospătat pe pământ, acesta mi-a făcut bine în nenumărate feluri, acesta, pe când eram neocrotit, mi-a oferit adăpost. Ce îndrăzneală vei avea atunci în fața îngerilor, cât de mândru vei fi în fața puterilor cerești. Mare lucru este milostenia, fraților. Și păcatele le șterge și osânda o îndepărtează. Să dăm așadar mâncare celui sărac. Nu avem mâncare? Să-i dăm un bănuț. Nu avem nici bănuț? Să-i dăm un par cu apă. Nu-l avem nici pe acela? Să-l compătimim pentru nefericirea lui și ne vom lua răsplată, căci Dumnezeu nu ne răsplătește pentru faptă, ci pentru buna noastră intenție. Însă, spunând toate acestea, le-am uitat pe cele 10 fecioare despre care vorbeam.
Să ne întoarcem deci la ele. Cele cinci înțelepte, cum am spus, le-au trimis pe cele cinci lipsite de înțelepciune să cumpere un de lemn. Dar între timp a venit mirele. Cele înțelepte, care aveau candelele pregătite și aprinse, au intrat împreună cu el în cămara nunții și ușa s-a închis. Peste puțin au venit și celelalte și au început să bată. Deschide-ne! Strigau către mire. Acesta însă le-a răspuns din lăuntru: pe voi nu vă știu. După atâtea ostâneli au rămas afară. După ce și-au înfrânat instinctele trupești, după ce s-au asemănat cu puterile îngerești, după ce au nesocotit lucrurile lumești, după ce au îndurat arșița înnăbușitoare, după ce au trecut de nisipurile mari, după ce au zburat de pe pământ la cer, după ce au dobândit marea harismă a fecioriei, după ce au stăpânit nevoile trupului, după ce au uitat de firea omânească, după ce trupul lor săvârșea fapte netrupești, atunci au auzit: pe voi nu vă știu. Mare lucru, mare izbândă, mare virtute este fecioria, când este împreunată cu sora ei, milostenia. Devine foarte puternică și atunci niciun rău nu poate dărâma. Cele cinci fecioare neînțelepte nu aveau și milostenia până cu fecioria și de aceea au rămas afară din cămara nunții. Ce rușine! Au biruit plăcerea, dar au fost biruite de bani. S-au lepădat de viața lumească, dar nu de cele materiale. Dar și femeile măritate, care nu dau milostenie celor săraci, nu se pot dezvinovăți chiar dacă s-ar apăra spunând că trebuia să-și întrețină copiii. Dă milostenie, le spui. Avem copii și nu putem, îți răspund. Dar Dumnezeu ți-a dat copiii ca să devii iubitoare de oameni, nu lipsită de omenie. Vrei să lași moștenire bune copiilor tăi? Lasă milostenia ca să te admire toți și să lași pomenire bună și mai ales ca să te izbăvești de lanțul nenumăratelor tale păcate și să fii milostivă și vei fi miluită de către Domnul. Ai la îndemână și o a cincea cale de pocăință, ușoară și ea, prin care poți scăpa de povara păcatelor. Este rugăciunea. Să te rogi în fiecare ceas. Nu o întrerupe. Nu fi nesrâgâincios. Nu înceta să chemi iubirea de oameni a lui Dumnezeu. Iar acela, dacă stăruiești, nu te va nesocoti, ci îți va ierta păcatele. Îți va da tot ceea ce îi ceri. Dacă te ascultă, mulțumește-L și continuă să te rogi. Dacă iarăși nu te ascultă, nu numai că nu trebuie să deznădăjduiești, ci trebuie să te rogi și mai stăruitor. Nu spune: am făcut multe rugăciuni și nu s-a întâmplat nimic, că și aceasta sunt pe binele tău. Adică, deoarece Dumnezeu știe că e nesrâguincios și nepăsător și că dacă vei dobândi prin rugăciune cele de care ai nevoie, vei înceta să te mai rogi, amână să-ți dea ceea ce îi ceri pentru a te face stăruitor în rugăciune și pentru a comunica mai des cu El. Întrucât dacă nu te rogi atunci când te afli într-o situație grea, ce vei face când toate îți vor merge bine? Așadar, Dumnezeu se preface că nu te aude spre binele tău, ca să te facă să nu părăsești rugăciunea. De aceea continuă să te rogi. Nu fi nesrâgâincios. Nu subaprecia puterea rugăciunii, care poate izbândi multe. Și faptul că ea contribuie la iertarea păcatelor, află din Sfânta Evanghelie. Ce spune acolo? Împărăția cerurilor se aseamănă unui om care a închis ușa casei sale și s-a așezat împreună cu copiii ca să doarmă. La miezul nopții a venit cineva ca să-i ceară pâine. A bătut la ușă și a strigat: deschide-mi, căci am nevoie de pâine. Cel din lăuntru i-a răspuns: acum ușa e încuiată și copiii mei sunt în așternut cu mine. Nu pot să mă scol să-ți dau. Celălalt însă a continuat să bate cu stăruință. Gazda i-a spus din nou: nu pot să-ți dau pâine, ne-am culcat.
Dar vizitatorul stăruitor n-a plecat. A rămas acolo bătând la ușe. Ce să facă atunci gazda? Sculați-vă, le-a zis copiilor săi. Dați-i ce cere ca să plece și să ne lase în pace. Luca 11:5-8. Ce înveți de aici? Să te rogi mereu, să nu-ți pierzi curajul niciodată. Și dacă nu primești ceea ce ceri, să stăruiești în rugăciune până ce vei primi. Există și o altă cale de pocăință, deloc grea. Care este aceasta? Lacrimile. Plângi pentru păcatele tale așa cum ne învață Sfânta Evanghelie. Marele apostol Petru, prietenul lui Hristos, care n-a primit descoperirea dumnezească de la oameni, ci de la însuși Dumnezeu Tatăl, după cum mărturisește Domnul, fericite Simone, fiul lui Iona, că nu trup și sânge ți-a descoperit ție aceasta, ci Tatăl meu cel din ceruri. Acest Petru a căzut într-o greșeală foarte mare. S-a lepădat de însuși Hristos și asta o spun nu pentru a-L osândi pe Sfânt, ci ca să-ți dau ție pricină de pocăință. Da, s-a lepădat de Domnul și de Stăpânul și Mântuitor lumii. Să luăm însă lucrurile de la început. Odată Mântuitorul nostru a văzut pe câțiva ucenici de-a Lui care L-au părăsit. Atunci le-a spus celor 12, nu cumva și voi vreți să vă duceți? Doamne, la cine ne vom duce? A răspuns Petru, Tu ai cuvintele vieții veșnice. Mai târziu, iarăși Domnul, înainte de a fi dat în mâinile iudeilor, a profețit că Petru se va lepăda de el de 3 ori. Însă acela i-a spus fără să gândească mult, chiar de-ar trebui să mor împreună cu tine, nu mă voi lepăda de tine. Ce spui, Petru? Dumnezeu profețește ce se va întâmpla și tu nu-L crezi? Dar în felul acesta s-a arătat, pe de o parte, intenția sa, iar pe de altă parte, omenească a lui slăbiciune. Când s-a întâmplat aceasta? În noaptea în care Hristos a fost dat în mâinile iudeilor, când se afla deja în mâinile lor și era cercetat la palatul lui Caiafa, Petru stătea afară în curte, împreună cu slujitorii, și se încălzea lângă foc, așteptând să vadă ce se va întâmpla. Atunci s-a apropiat de el o fată care i-a zis, și tu erai cu Iisus Galileanul? Acesta însă a răspuns, nu-l cunosc pe omul acela. La fel s-a întâmplat și a doua și a treia oară. Astfel s-au împlinit cuvintele lui Iisus, care s-a întors și i-a arătat lui Petru o privire grăitoare. Nu i-a vorbit ucenicului său cu gura, ca să nu-l vădească în fața iudeilor. I-a vorbit însă cu privirea, ca și când ar fi spus, Petre, ce-am spus s-a întâmplat. Atunci Petru și-a dat seama de greșeala lui și a început să plângă. Să plângă, nu așa simplu, cu lacrimi amare a plâns. S-a botezat, am putea spune, în lacrimile sale și s-a curățit prin ele de acest păcat. Păcat atât de înfricoșător cum este lepădarea de Hristos. Cu lacrimile tale ștergi și tu toate păcatele pe care le-a săvârșit. Plângi, nu simplu, nu pe din afară, ci amarnic ca Petru. Din străfundul sufletului tău să-ți izvorască lacrimile, ca să se milostivească de tine Stăpânul iubitor de oameni și să te ierte. Căci El însuși a spus, oare voiesc eu cu tot din adinsul moartea nelegiuitului? Sau mai degrabă să se abată de la calea lui ce are și să fie viu? Aceasta doresc. De la tine se cere ceva mic, pe când El ți le dă pe cele mari. Cere o pricină pentru care are motiv să-ți dăruiască comoara mântuirii. În schimbul câtevar lacrimi de pocăință îți dăruiește iertare păcatelor. În Scriptură vei găsi și multe alte căi de pocăință, în afara celor la care m-am referit astăzi. Pocăința a fost propovăduită și înainte de nașterea lui Hristos, de către prorocul Ieremia. Oare cel ce cade nu se ridică? Oare cel ce se abate nu se întoarce? Ieremia 8:4.
Întoarce-te din nou la mine, Ieremia 3:7. De aceea Dumnezeu ne-a dat multe și diferite căi de pocăință ca să taie în noi orice început de nesârguință. Ai păcătuit? Vin la biserică, spovedește-te și ștergeți păcatul. Ori de câte ori cazi pe un drum, tot de atâtea ori te și ridici. Astfel, ori de câte ori păcătuiești, de atâtea ori să te și pocăiești. Nu deznădăjdui, nu fii nesârguincios, ca să nu-ți pierzi nădejdea în bunătățile cerești care s-au pregătit pentru noi. Și chiar dacă și la bătrânețe ai păcătuit, pocăiește-te și vină la biserică. Aici este spital, nu tribunal. Aici se dă iertare, nu ți se cere a răspunde pentru păcatele tale. Spune lui Dumnezeu, ție une am greșit și rău înaintea ta am făcut. Cum a spus psalmistul David în psalmul 50, versetul 4, și te va ierta. Arată-i pocăință și te va milui, căci unde este pocăință, acolo Dumnezeu trimite iertare păcatelor, căci unele depind de noi, cum ar fi pocăința, iar altele de Dumnezeu. Dacă noi facem ceea ce depinde de noi, va face și Dumnezeu ceea ce depinde de El. Așadar, de vreme ce Domnul tuturor este atât de iubitor de oameni, să nu fim nepăsători față de mântuirea noastră. Ne așteaptă împărăția celor pe care ochiul n-a văzut-o și urechea n-a auzit-o și la inima omului nu s-a suit. Nu trebuie să facem tot ceea ce ne stă în putință ca să ne pierdem. Nu trebuie să dăm ceva, fie cât de mic, pentru a le dobândi pe cele mari și neprețuite. Să ne pocăim, deci, să obișnim mâinile noastre să dea milostenie, să ne zmărim, să ne întristăm, să plângem. Toate acestea sunt mici, mari, mai presus de puterile noastre sunt cele pe care le va da Dumnezeu, raiul și împărăția celor în care să fim și să intrăm cu toți, cu harul lui Dumnezeu. Amin.